Ce se întâmplă după aia, deci acolo ajungem la bază, era o mașină militară cu militari, în ăștia mazărea militari, care mai aveau încă vreo 2-3 cadavri. N-am întrebat, dar la ce fac? Prin unde îi duc la urs? Deci la urs, ursul îi mănâncă, bineînțeles. Îmi spunea de atunci, acum suntem în 68, crezi că crimele securității, nu știu, nu-mi pot da seama. În orice caz, chiar dacă îi mănâncă ursul, o să vadă probe de ADN peste vreo 40-50 de ani. Ăia ne văd, noi cotim cumva și mergem la vale din nou spre barul ăsta, dăm peste un țăran care tot așa era un ticălos, trebuie să spunem că țăranii ăștia din zona montană, necooperativizați, ce-o fi ei, moșneni, mi s-au părut toți ticăloși. Vorbea ba că e un anticomunist, că are nu știu câțiva, dar după aia zicea că e un securist de fapt. Eu nu prea am văzut lupte de partizani pe acolo sau să se simtă că au fost lupte de partizani. Mi se părea că erau săteni criminali complet și cam așa erau. Deci în case izolate, în zona montană, mergem, deci îl părăsim pe țăranul ăla care zicea ba că e partizan, ba că este securist și mergem la vale, ajungem din nou la barul ăla. Acolo bărmănița, deci tata ia o țuică, aveau și whisky, începe să ne spună, ați cam văzut ceva? Da, păi am văzut. Așa se întâmplă când nu ești iubit de nimeni. Cum a pățit familia aia, uite, a venit o mașină armată, i-au ucis, erau și cam unguri, cântau cântece revoluționari ungurești. Eu mă uitam și eu speriat, într-adevăr, să vezi la 2 ani vreo 4 cadavre, este înfiorător, era o mașină armată. Și ce se întâmplă? Tata spune, dar domne, totuși aici e parcă în stil american, așa, păi da, în stil american, vezi cum mi-am făcut copilul? E cu stem cell, spune tata, adică știi că o să fie unul Dolph Lundgren, mare actor peste vreo 30 de ani. Și bărmănița aia spune, da, Natalie, ești destul de bun, cunoști multe lucruri din Statele Unite, așa o să fie, dar și noi suntem buni, nu sunteți bineveniți aici. Alți țărani din ăștia, țărani criminali care beau alcool cu cetină, stăteau pe acolo, bineînțeles, aveau vaci, erau cam tipul tatălui acestui precupian. În orice caz era foarte suspect, vine totuși o mașină și nu luăm cursa aia care ne ducea înapoi spre Bicaz, deci a fost cumva o roată din asta, de pe la Bicaz, pe vreo 50-60 de kilometri, la Vale, spre Arghita. Și luăm a doua cursă.